Suporterii își doresc din ce în ce mai mult ca echipa Astra Giurgiu să facă antrenamentele oficiale la noi acasă și jucătorii să poată fi văzuți pe străzile orașului. Pentru meciurile din tur, lotul s-a antrenat la Ploiești, cu excepția partidei cu Petrolul, când toată echipa a luat parte la antrenamentul de dinaintea meciului pe Marin Anastasovici. Finanțatorul echipei spune că la Giurgiu există condiții deosebite de antrenament, dar deocamdată problema este alta. Noi mutam încă din toamna acestui an. Problemele deosebite au fost legate de cazarea fotbaliștilor, pentru că mulți, care, mai ales jucătorii străini, care sunt veniți cu familia, sunt căsătoriți, au copii, ne-a fost foarte greu să-i convingem să mute din apartamentele care le au la Ploiești, să mute la Giurgiu. Noi încercăm să găsim o soluție. Condiții de antrenament avem, la fel de bune ca și la Ploiești acum în Giurgiu, mai este problema de cazarea jucătorilor. Și vom rezolva într-o fel sau altă.